Ce, Robi? Ai fost la pescuit? Ai tras o roșioară? Am... Celentano, am venit să spun o veste proastă. Așa. Deci soacră-ta o să fie păcălită, mă, cu nunta asta. Adică? Adică o să fie atras în capcana măritișului și după aia se va face de petrecane, mă. Prin spânzurare, prin omorire, doamne ferește, habar n-am cum. Dar fii atent, ăsta cu care cum se combină ea, Celentano e dita mai infractorul. Am dovezi. Haol! Și de ce asta o veste proastă? Băi, Celentano, e dita mai nenorocitul, mă! Da, mă! Băi, stai vă puțin, că vă cam grăbiți. Din moment ce om salvează lumea, două ghionoaie ca soacră, mă, nu a zice că e chiar nenorocit. Băi, Celentano, trebuie să-l oprim, bă, înainte să facă ceva. Băi, Robi, eu zic să-l lăsăm în pace să facă ce are de făcut și după aia să-i dăm medalie. Bă, tu ești sănătos la cap, tu te auzi ce spui pe gura aia! Bă, Spirino, ia nu mai te băga tu, bă, în familia mea. Ce, eu mă bag în familia ta? Care dacă stau să mă gândesc, bine nici n-ai. Păi și soacră, te-ai sigură ta familie, mă. Vrei să rămâi fără ea? Bă, da, tu ce te bagi? Păi, eu am voie. Eu sunt polițist. Da! Păi atunci ce vreți de la mine? Celentano, eu sunt polițist, mă. Da. Pe mine mă cunoaște. Aspirina deja s-a pus rău cu ea. Ea trebuie avertizată, mă. Înțelegi? Să nu se căsătorească cu ăsta, mă. Am poze. Ce poze? Deci pe ăsta, fii atent. În fiecare dimineață vine în stație și lasă o mașină, mă. Da. El face parte din aceeași gașcă, mă, de lover boy. Înțelegi? Da, mă, are antecedente de alea. Știi? Și seara vine mașina și-l ia. Dar atenție, altă mașină. Băi, dar nu știu, mă, adică eu nu mi s-a părut, el... Mi s-a părut că e băiat bun, a zis că e de treabă, mă scapă de soacră mea. Băi, Celentano, mă, te-a mințit, mă! El vrea să se căsătorească cu ea ca să moștenească toată averea, mă! Tot! Să-ți ia casa, să-ți ia și terenul de pe deal, să-ți ia și... ia toți banii, mă! Bă, tu vrei să rămâi pe drumuri? Da! Vreau să scap, dracule, să rămân, mă descurc eu cumva! Băi, nu înțeleg, de ce o urăști tu așa de tare pe soacră-ta, mă? Pitește băutura de mine. Pitește băutura de mine și o bea pe ascuns. Păi și pentru atâta lucru... Băi, ia gata, mă, cu vorbăria, gata cu asta. Deșeletalo, soacră-ta trebuie să fie avertizată. Te duci tu să spui sau nu? Da sau nu? Bine, mă, dacă ziceți voi, aha, mă duc, că este mai deștept. Mă duc. Bravo. Puțin, Robi. Bă, stai tâmpit. Fii atent că se duce și spune că te-ai prins, că ai mirosit ceva. Aoleu, zici? Mai mult ca sigur. Trebuie oprit. Celentano! Ia vine, mă! Vine înapoi să-ți mai dau eu o sticlă de vodka! Lăsați-mă, mă, drag, cu pașii cu vodka voastră, proșilor! Astfel, nu aveai dreptate să se duce să mă dea în gât, mă. Păi? Ce faci? Deci dacă aveam ținta asta și la pistol, împușcam și eu mai des. Bună ziua! Alo? E cineva acasă? Ce e, mă? De la gaze vă deranjăm? Și ce vrei dacă ești de la gaze? Să verific instalația? Mă, ești și prost. Păi de ce sunt prost? Că eu n-am gaze de-aia. Nu? Că eu am. Bine, depinde ce mănânc. Păi... A, tu instalația aia ai venit să o verifici? A, nu. Eu altceva vroiam să vă întreb. Dumneavoastră sunteți proprietara? Da. Căsătorită? Nu încă. Atenție la mine. E mai bine așa, nu și atât. Nu... Ai, mă, Robi. Ce e, Robi? Care e, Robi? Hai că tu ești. Ce te-ai îmbrăcat, mă, așa? Bună ziua. Salut. S-a îmbrăcat cum? K
chiar așa. M-am îmbrăcat cum? Păi dacă sunt de la gaze, cum trebuia să mă îmbrac? Hai mă, că nu ești de la niciun gaze, ești Robi. Nu. Nu? Ia vino mă încoace să te controlez eu la mustață. Da. A, e greșeală. Da, e greșeală. Dumneavoastră n-aveți gaze, dar să nu uitați ce am vorbit, da? Să știți că mi-a părut bine. Hai mai bine în casă. Hai. Te doare, mă? Mănaga, da. Dar să știi că tu te-ai jerut-o. Bă, Celentano, îmi pare rău. N-am avut încotro. Să știi că tu, dacă cât ești de nebun, te duceai și spuneai lui ăla că Robi s-a prins cum stă treaba. Ala. Dar să știi că Robi e, dar nu eu. Uite că ți-a luat o vișinată. Ia de aici. Așa, hai că trece. Bă, ce-i cu ăsta așa? Că mie nu prea-mi place cum arată. De ce l-ați legat de scaun? Bună ziua! Aoleo! Ce mai vrei, mă? Coșarul sunt. Am venit să vă curăț coșurile. La iarnă? Păi da, dar e păcat că era ofertă acum. Ce ofertă? La două coșuri curățate, al treilea e gratis. Eu am decât unul singur. A. Bre, ia. Vino puțin, bre. Bre, ții direct. Asta cu care umble e infractor periculos. Cine, mă? Asta, bre, vrei să te măriți cu el? L-am urmărit, i-am făcut și poze. I-ai făcut poze? Dar ce ești tu, mă, coșar sau ce ești? Bre, sunt Robi. Robi? Da, mă, știu că ești Robi. Ce, mă, dar ce, ai plecat din poliție? Nu se mai câștigă bine, a? Nu, bre, nu e asta. Ești și la gaze, nu ți-e greu, mă, cu atâtea servicii? Bre, nu lucrez nici la gaze și nici nu sunt coșar. Sunt deghizat acum. Te îmbraci în femeie? Hai fi sincer, mie poți să-mi spui. Bre, câteodată da. Când mă plictisesc în pui. Păi ce faci, bre? Eu am venit să te salvez și tu faci de asta. Bre, nu te mărita cu el, că ți-a averea. Hai, mă, știi ceva? S-a întâmplat ceva? A, ia uite, ne-a ieșit coșarul în drum. Să avem noroc. Noroc la ce? Jucați la loto, la păcănele? Nu, ne căsătorim. Bre, căși... De la fum. Târziu, mă, ce să mai am grijă, mă? Sunt hotărâtă. Domnul notar, haideți, domnule, că de când vă aștept? Hai să semnăm actele. Doamna este fericită mireasă? Da. Casă de piatră, doamnă, să fie într-un ceas bun. Și domnul? Coșar sunt. Domnul tocmai pleacă. Hai, mă, du-te de aici. Bine, ne vedem la iarnă. Nu uitați ce am vorbit. Pleacă, mă! Actele de proprietate? Imediat. Iubito, aduci tu actele? Imediat, pisoi, imediat! Nu că vine, Ivan. Gata, mă, am înțeles. Deci, în concluzie, așa, ca să ne lămurim, da. Doamna mama soacră lui ăsta are un gagiu care o arde la bani. Asta e! Și voi acum l-ați legat pe ăsta ca să nu se ducă acolo să le strice acolo treburile la ea, nu? Da, mă! Gata, mă! Că la cât e ăsta de nebun, se ducea să le avertizeze pe ăla, înțelegeți? Și acum Robi s-a dus să vă rezolve treaba. Așa, Robi? Da. Cang, cang, cang. Cang, cang. Cang, 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 cang. Cât e ceasul? 5:15. Perfect! Hai, noroc, firișele. Ce e, mă, perfect? Ce fie, mă, perfect totul. Tot este perfect. O ștoroagă e pierdută. Ce tot zici, mă, acolo? Ce zic, Asperino? V-ați furat-o, mă! Pentru că, bă, tu vezi că acum ce bine și ce liber vorbesc eu? Eu mai devreme când făcea că mă prefăceam! Dar de ce te prefăceai? Ce?
de șmecher ce sunt. Uite, de-aia, 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 ca să stai aici, că ai grijă de mine. Băi, păi ia te-a ținut pe tine aici, mă, n-ai ținut tu pe aia. Te-a ținut aici ca să nu te duci acolo la aia, să le strici acolo treburile. Păi da, bunule, că Robi s-a dus pe... Gândește scurt, fericele, pentru că Aspirino, tu ai avut dreptate. Eu dacă plecam, mă duceam să-l avertizez pe omul ăla, pentru că el, într-adevăr, m-a cinstit. Vrea să mă scape de soacră, mai este un om de o notă 3 milioane. Dar, după ce mi-a dat cu aia în cap, vreau nu a fost altul să te țin aici. De ce? Pentru că dacă eu te țin pe tine aici, cine se duce să rezolve cazul? Robi! Și ce să rezolve eu prostul ăla, mă? Bă, ăla e bobolotă, nu știe care e stânga, care e dreapta. Ăla nu știe să se cheie singur la giretul și tu l-ai trimis să rezolve un caz. Rezolve pe dracu să-l ia. Așa că eu am greșit. Și te-am întrebat mai devreme cât e ceasul? E 5 și sfert? Târziu! La 5 a venit deja notarul, actele semnate! Băi, ce bun! Aspirino, a scăpat de soacră mea! A făcut Aspirino! Fichele, dă-i să curgă șampania! Dă drumul artificii! Mai durează mult pisoi? Nu. Că vreau să arunc buchetul. Nu, rățușca mea. Nu. Imediat. Mai durează mult? Nu. E gata. Deci actele sunt gata. Semnați aici. Bre, ai grijă ce am vorbit, bre. Mă, nu ți-am zis să pleci? De ce ai mai venit? Păi, am plecat, dar am venit pe partea aia. Păi pleacă acum, de tot. Du-te, domnule, de aici. Băi, șmechere, mai taci, bă, din gură, că m-am prins eu ce faci, da? Probleme? Nu, domnule, nicio problemă. Nu, mergem mai departe, cum am stabilit. Ba, e o problemă. Ce problemă? Eu! Bă, băiatule, du-te și te spală pe față că sperii copiii și după aia să vii aici să intri în viața oamenilor, da? Ce? Hai, bă, cară-te că-ți dau și un șut în cur. Cui dai tu, mă, un șut în cur? Ție-ți dau, mă. Da, mie? Păi tu știi cine sunt eu? Cine? Agent principal Robert Doroftei, în numele legii ești arestat. Ce se întâmplă? Domnule, lăsați-l că minte, nu-i niciun polițist. Cum nu sunt? Bre, zici matale că sunt Robi, sunt polițist. Care Robi? Nu cunosc niciun Robi. Nu? Deci nu credeți că sunt polițist, nu? Nu. Ha? Bine, norocitule, ce mi-ai făcut? Stai, domnule, liniștit, cu tine n-am nimic. La ăsta e buba. A, da? Și eu pot să plec? Da, domnule, ce n-am nimic cu tine. Doamne, apără și păzești. Aha. Altceva mai ai de zis în apărarea ta? Da. Ce? Că mi-ai stricat cazul, domnule agent. Păi normal că ți l-am stricat, că l-a rezolvat pe-al meu. Sunt ofițer sub acoperire, secția 3 București. Poftim. E așa cum zice el. Păi m-a luat pe mine de nevastă așa mândrețe de băiat. Ce faci, mă, deșteptule? Ai rezolvat cazul? Mai rău l-am curcat. Două luni mi-au trebuit ca să-l fac pe notar să aibă încredere în mine. Pe aia care agățau femei bătrâne și le luau banii, i-am prins de mult. Și am convins să mă bage în combinație și asta e. De eu pe notarul ăsta vreau să-l prind. Păi ce, notarul face căsătorire, nu face primarul? Nu, le face ofițerul de stare civilă. Dar notarul ăsta întocmea tot timpul câte o convenție de asta matrimonială și apoi își lua partea. 10% din toată averea fiecare victimă. Ce noroc am avut, Doamne! Stați liniștite că vă apăram eu. E, acum nu-i problemă. Că noi avem mărturii, avem acte, avem de toate. Dar mi-ar fi plăcut un flagrant să-l prindem pe ăsta. Că uite, acolo microfon. Poftim. Microfon, cameră. No. El e băiatul la o verișoara mea, care m-a întrebat dacă nu mă bag să-l ajut cu asta. Da, eu m-am prins din prima că e ceva necurat. Adică n-avea cum să fie dragoste. Da. Te-ai prins! Unde te-ai prins, mă? Mi-ai băgat și mie în cap. Și tu și Celentano. Dacă de Celentano a scăpat, ușor să ne încurce. Că ăla oricum nu e acasă și pe unde umblă numai băut. Da, pot să repar ceva din ce am stricat? Eu aș avea așa niște idei. Cum ți-am zis, răul nu e atât de mare. Avem mărturiile celorlalți. Dar asta mi-ar fi plăcut mie, să-l prind pe notarul ăsta, să-l... Ce să faci? Nu întotdeauna ți ies toate. Da, nu ies toate tot timpul. Am și o întrebare la dumneavoastră. Bine, fără legătură cu cazul. Orice. Căsătorit? Și doi copii.
Nimeni nu-i perfect. Hai mă, să mergem. Da, eu acum chiar că trebuie să plec, știi? Dar mi-a părut bine, dacă mai veniți pe aici sub acoperire, sunteți binevenit. Mm-hmm. Poate colaborăm, că și eu lucrez foarte bine incognit. S-a văzut, da. Da. La revedere. Vă caut pe Facebook. Hai mă, să mergem. Auzi? Polițistul ăsta vostru așa e tot timpul? Încurcă lume? Oh, oh, oh! Azi l-ai prins într-o zi bună. Tu și? Eh? Auzi, până strâng eu sculele, nu-mi prăjești niște cartofi, că parcă mă strânge la burtă. Îți prăjesc, mamă, îți prăjesc, mămică. Mulțumesc. Trade și niște brânză, te rog. Așa, cu brânză rasă, cum îți place ție, mulțumesc. A? Mulțumesc. Așa.